stimați prieteni care v-ați ospediți să veniți în casa lui Dumnezeu în dimineața aceasta, aș vrea să spunem cu toții împreună ca binecuvântat să fie Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Amin! Frați și surori, în dimineața aceasta ne aflăm la o sărbătoare care o sărbătorim în fiecare lună, părtășania cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Pentru mine este o bucurie ca să am încă o dată ocazia să mă apropii de trupul Domnului Iisus Hristos. Știind și noi știm că El este viață. De aceea, mă rog lui Dumnezeu ca în dimineața aceasta tuturor celor care ați venit cu dorință să vă întâlniți și să vă apropiați de Domnul Iisus Hristos, ca El să ne dea viață la toți. Amin. Dragii mei frați și surori, pentru că timpul este mai scurt în această dimineață, aș vrea să intrăm direct în textul în care l-am citit și aș vrea ca în dimineața aceasta Dumnezeu, eu cred că Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vorbim despre o stare a oamenilor și aș vrea să precizez, nu este nimeni expre din sală vizat, este pentru toți cei care suntem aici și este pentru toți creștinii de pretutind. Atunci când vorbești de păcat, sau haideți mai bine înainte să spun, când vorbesc despre binecuvântările lui Dumnezeu care se revarsă peste oameni, fie ele materiale, fie ele spirituale, oamenii sunt foarte încântați să ascult oare ce ne mai dă Dumnezeu și cu ce ne mai binecuvintează Dumnezeu. Și nu este rău. Dar am văzut căci atunci când abordăm problema păcatului, oamenii sunt mai puțin interesați. Și mai ales când abordăm problema mărturisirii, oamenii sunt și mai puțin interesați. Deși cuvântul lui Dumnezeu, dar aș vrea la început să vă întreb pe dumneavoastră, ce credeți este important în viața unui creștin? Să-și mărturisească greșelile și păcatele? Aș vrea să mergem mai departe puțin. Care dintre noi de aici, dacă o să socotim, căci nu este importantă mărturisirea păcatului, care dintre noi am vrea ca într-o zi să ne întâlnim cu Dumnezeu și Dumnezeu să deschidă o carte mare de aducere a mine. Și acolo să-ți enumere sau să-mi enumere niște lucruri care le-am săvârșit și nu le-am reglat cu Dumnezeu. Știți că astăzi și dimineața aceasta în locul acesta este Îngerul lui Dumnezeu care are un zapis în mână și scrie o carte? Fie că vrem noi, fie că nu vrem, El este aici și să scrie o carte de aducere a mine. Dar în cartea aceasta nu se scrie numai faptele noastre. Se scrie și gândurile oamenilor. Și să mai scrie încă ceva. Atitudinile oamenilor, care de multe ori nu le pronunțăm nici prin vorbe, nici prin gânduri, nici prin fapte, ci prin gesturile noastre. Și acelea sunt scrise în carte. Am găsit în cuvântul lui Dumnezeu, în cartea înțeleptului Solomon, în Eclesiastru, în ultimul capitol, cu ultimul verset, versetul 14, din capitolul 12. Și el spune așa aici înțeleptul Solomon, căci Dumnezeu va aduce la judecată și judecata aceasta
se va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău. Credeți dumneavoastră că dacă nu ne reglăm purtările noastre și atitudinile noastre aici jos pe pământ, credeți că sângele Domnului Iisus Hristos o să treacă cu vederea peste ele? Aș vrea să vă spun ceva. În dimineața aceasta am citit un text și am citit Psalmul 51. Psalmul acesta este scris de David, de împăratul David, care Dumnezeu la un moment dat spune despre David: David este un om după inima mea. Ați vrea sau am vrea noi toți de aici să avem confirmarea aceasta din partea lui Dumnezeu, că noi avem o purtare, avem o atitudine și avem o viață de creștin după inima lui Dumnezeu? Am vrea. Ei, David a avut această confirmare. Și aș vrea în această dimineață, măcar când s-a citit acest Psalm 51, să mă folosesc doar de câteva versete de încă două psalmuri, tot al lui David, în stări diferit. Același Dumnezeu, dar un om diferit. Aici, în textul care l-am citit și psalmul acesta 51, David își recunoaște păcatul înaintea lui Dumnezeu. Dar știți cum și l-a recunoscut David? După ce prorocul Natan a venit la el, David păcătuise, cred că, cu vreun an de zile înainte și n-a spus la nimeni nimic. Nu știu câți mai știa ce-a făcut David. O crimă, două crime premeditate. Una, aș vrea să vă spun, să precizez. Nu vreau să scot în evidență slăbiciunile unui titan al lui David, dar aș vrea să luăm ca învățătură pentru noi. Una, David, atunci când a păcătuit, când poporul era la luptă, el era acasă. Nu știu de ce. S-o plătesc și mă gândesc că și dumneavoastră sunteți în același sentiment. Trebuia să fie alături de popor, că era împărat. Și împăratul mergea în fruntea poporului. Ei, el a rămas acasă. Al doilea lucru. În cartea legii se spune să nu poftești nevasta aproapelui tău. De aceea spun, aș vrea să fiu franc și de fapt. N-aș vrea să vorbesc despre păcat pe ocolite, ca să fie cineva de aici să spună, ai spus cu două înțelesuri și n-am înțeles. În cartea legii se spune clar, să nu poftești nevasta aproapelui tău. Ceea ce David a trecut peste această poruncă. Și a poftit nevasta aproapelui său. Apoi, în cartea aceeași cartea legii spune să nu ucizi. A doua crimă care s-a produs. David, ca să acopere păcat, a ucis pe soțul acelei femei. N-aș vrea să dau numele dumneavoastră. Dar mai departe am mers lucrurile. După ce s-a întâmplat aceste lucruri, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, care este atitudinea omului după ce calcă și greșește și păcătuiește împotriva lui Dumnezeu? Pentru că timpul este scurt, aș vrea să trec mai repede peste aceste lucruri. Dar găsim în cartea Genese că atunci când Adam și Eva au păcătuit, au avut exact acea reacție care avem și noi astăzi. După 6.000 de ani, oamenii au exact acea reacție care au avut Adam și Eva. Au păcătuit cei doi, știind ce au făcut. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că s-au ascuns de Dumnezeu în grădina Edenului. Când Dumnezeu a venit, ei erau undeva ascunși, le era frică, știau ce au făcut. Poate am spune noi, ar fi trebuit strămoșul nostru, Adam, să-l aștepte pe Dumnezeu și să spună cu capul a plecat, am păcătuit și am făcut exact ceea ce nu trebuia să fac. Dar nu s-a întâmplat așa.
Oare cum a fugit de responsabilitate? Același lucru l-a făcut și David. Timp de poate luni de zile sau un an de zile, nu și-a mărturisit păcatul înaintea lui Dumnezeu. A trebuit să vină în Psalmul 51, să vină prorocul Natan și să-i spună o povestioară lui David. Despre el, de fapt, care era vorba. Dar haideți să mergem să vedem atunci când nu-ți mărturisești păcatul înaintea lui Dumnezeu. Ce se întâmplă? Să știți că am văzut că oamenii au o anumită gândire a lor, o filozofie de a vedea lucrurile. Și spune așa, am greșit și am păcătuit și Dumnezeu cu timpul trece cu vederea aceste lucruri. Oare așa o să fie? Dumnezeu nu trece cu vederea. Pentru fiecare păcat trebuie să te pleci înaintea lui Dumnezeu, să-ți ceri iertare lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește un apostol, apostolul Ioan, și ne spune că dacă zicem că n-avem păcat, mințim și adevărul nu este noi. Ei, David ce-a făcut? Nu și-a mărturisit păcatul înaintea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a trecut cu vederea păcatului David? Nici de cum. Ce se întâmplă atunci, starea omului atunci, când nu-și reglează problema cu Dumnezeu? Să știți că aceeași problemă este și asta. Este problema în viața oamenilor, în adunare, și peste tot aceeași problemă. Oamenii lasă cu vederea, a trecut, și cu timpul Dumnezeu uită, și el cum e și eu. Unul dintre lucrurile care le-am găsit, și aș vrea să mai fac o mică paranteză, am auzit odată la cineva care spunea felul următor. Atunci când un om sau un creștin greșește și păcătuiește, Dumnezeu îl părăsește. Dumnezeu se duce nu știu unde, la nu știu ce distanță, și îl părăsește. Oare să fie adevărat lucrul acesta? Eu consider că Dumnezeu nu te părăsește. În schimb, așteaptă ceva. Așteaptă să-ți vii în fire, cum se spune despre pilda fiului risipitor din Evanghelia după Luca, să-ți vii în fire, să-ți dai seama de viața ta și de starea ta, și spunea cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Luca că fiul acela risipitor își chinuia sufletul și se chinuia acolo la porci. Și a spus el așa, câți agați are tatăl meu? De ce stau eu aici și chinui sufletul și trup la ei? Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu. Și voi spune, am greșit împotriva ta și împotriva cerului. Surpriza lui, două surprize. Să știți că tatăl l-a așteptat. Probabil a fost surprins când a văzut că tatăl l-a primit. Cealaltă surpriză a fost fratele lui, care nu mai aștepta. Dar oare ce pierd oamenii atunci? Primul lucru am găsit, sunt mai multe, dar pentru că timpul ne presează, aș vrea să vorbesc de două lucruri care oamenii le pierd atunci când își mărturisesc păcatul. Nu se uită. Înaintea lui Dumnezeu, dacă nu te mărturisești, nu se uită păcatul. Cuvântul lui Dumnezeu, tot prin David, ne spune în alt psalm. Și cred că vă dați seama care este psalmul acela. Este Psalmul 32. Tot același autor îl spune David și tot în starea aceasta. Și spune el așa. Câtă vreme am tăcut, atâta vreme când nu m-am mărturisit. Mi se topeau oasele de gemetele mele necurmat. Haideți să băgăm de seamă la cuvântul lui Dumnezeu ce spune aici în versetul următor. Că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta vei. Deci David a păcătuit, nu și-a mărturisit păcat. Ce se întâmplă? Unul din lucrurile care se întâmplă atunci când nu mărturisești păcat. Mâna lui Dumnezeu, care normal este peste noi ca ocrotitor,
devine o apăsare peste noi. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește prin același David, și vreau să vă citesc, ca să citim totul biblic, în Psalmul 139. Același David, același Dumnezeu, aceeași mână a lui Dumnezeu, dar David cu o atitudine și cu o stare diferită. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 139 cu versetul 5. Spune așa: Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. Aici David în acest psalm, când folosește aceste cuvinte, spui mâna peste mine, el considera că mâna care este peste el este mâna lui Dumnezeu ca ocrotitor, ca izbăvitor și ca binecuvântare. Și facă Dumnezeu ca acea mână să fie peste adunarea lui din locul acesta ca izbăvire. Aici David o recunoaște că aprecia mâna lui Dumnezeu peste el. Dar în Psalmul 32, când David era în păcat și nu-și mărturisise păcat, spunea David, mâna ta apăsa asupra mea. Și știți cu ce apăsa? Ca să te forțeze, ca să mergi, ca să te mărturisești. Și spune că avea gemete necurmate, n-avea liniște. Dragii mei, frați și surori, unul dintre lucrurile care să nu le uităm, atâta timp când nu ne-am mărturisit păcat, acea mână lui Dumnezeu, care este destinată să ne păzească, să ne ocrotească, să ne izbăvească și să ne poarte în binecuvântări. Acea mână lui Dumnezeu tot acolo este. Dar ei să schimbă mâinile. Ca să apese asupra noastră. Ca să ne mărturisim păcat. Și știți de ce? Pentru că în ziua judecății, Dumnezeu n-ar vrea la niciunul dintre oameni să-i citească și să-i spună faptele lui rea. Haideți să mergem mai departe, am spus că timpul trece. O a doua stare am văzut care omul o simte atunci când își mărturisește păcatul. Atunci când omul își mărturisește păcatul, să simte, spune în versetul 11, nu mă lepăda de la fața ta. David se simțea oarecum singur. Dacă până atunci simțea pe Dumnezeu ca ocrotitor, să simțea singur, să simțea lepădat, oarecum aruncat într-o parte, fără sprijinul lui Dumnezeu. Și spune aici, și numai de la mine Duhul tău cel Sfânt. Este unul dintre pericolile care o să le simțim atâta timp când nu ne mărturisim păcat. O să ne simțim lepădați, măcar că mâna lui Dumnezeu apasă asupra noastră. O să ne simțim că Dumnezeu ia Duhul Sfânt din noi. Apoi spune aici David, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Dragii mei, într-un lucru de căpătâi, atunci când omul poartă păcatele în inima lui, bucuria mântuirii s-a dus. Bucuria mântuirii s-a dus. Vă aduceți aminte ziua când i-ați promis credință lui Dumnezeu și atunci când în apa botezului ne-am plecat și i-am promis lui Dumnezeu credincioșie, vă aduceți aminte de bucuria care am avut? Cred că fiecare dintre noi ne aducem aminte de acea bucurie. Știți ce era? Nu era împlinirea unui lucru pământesc. Nu era o casă nouă, nu era o mașină nouă, nu era un job nou sau o diplomă nouă. Era bucuria mântuirii care nu se poate compara cu nimic în lumea aceasta. Ei, unul dintre lucrurile care oamenii, atunci când nu mărturisesc păcat, este că această bucurie a mântuirii riscă să o piardă. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre David, el nu și-a mărturisit păcatul, așa cum am spus, probabil vreun an de zi. Dar n-a avut fericire, n-a avut bucurie. Și s-a simțit lepădat de Dumnezeu. Și a trebuit să vină un om, un proroc, prorocul Natan, și să-i spună lui David tot o istorioară. Și David a avut o judecată foarte dreaptă. Dar știți ce s-a întâmplat? Atunci când nu mărturisești păcatul înaintea lui Dumnezeu,
se întâmplă că plătești cu interes. Cu interes. Și aș vrea să vă spun că interesul la Dumnezeu este mare. Nu este ca la bancă, 1,5 sau 2,5%. Dumneavoastră știți cât de mare a fost în dreptul dat. Cred că a fost de 4 ori mai mult decât s-o așteptate. Este adevărat că în psalmul acesta David își mărturisește și recunoaște păcatul. Își recunoaște și sângele vărsat. Sângele lui Urie care prin viclenie l-a vărsat David, era pe seama lui. Și de aceea și el spune aici, ca să-i dea Dumnezeu o inimă curată. David a ajuns la concluzia că a umblat cu viclenie în toată această situație și nu a avut inima curată. Dar știți ce este fericit în toate acestea? Că Dumnezeu este credincios și drept. Și iartă păcatele. Lăudați să fie numele Domnului. Amin. Atunci când te întorci cu căință, când te întorci cu căință la Dumnezeu, El este credincios și drept și iartă păcatele. Am auzit odată pe cineva care spunea și vorbea despre Petru. Și oarecum își manifesta nemulțumirea și spune așa. Petru s-a lepădat de Domnul Iisus Hristos de 3 ori. Și n-am găsit nicăieri în nicio evanghelie că Petru și-ar fi cerută iertare Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să vă spun, eu personal, eu am găsit unde și-o cer iertare. Știți unde și-o cerut Petru iertare? Când s-a lepădat a 3-a oară de Domnul Iisus Hristos. În seara când a fost văzut. După ce s-a lepădat a 3-a oară și a cumpat cocoșul, spune cuvântul lui Dumnezeu un lucru extraordinar. Spune că Petru a ieșit afară. Și a plâns foma. Plânsul lui Petru. Domnul Iisus Hristos l-a văzut. Măcar că Domnul Iisus Hristos era în casă și Petru era afară. Plânsul Domnului Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos l-a văzut. Și confirmarea că Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos l-a iertat pe Petru. Știți care a fost? Atunci când l-a întrebat pe Petru, de 3 ori dacă mă iubești, și a spus, paște mielușeii mei, oițele mele, și paște oile mele. Petru a fost readus la viață. Dragii mei, frați și surori, timpul să scurge și ar vrea să vă spun. Este importantă mărturisirea lui Dumnezeu. Sunt lucruri care le mărturisim direct lui Dumnezeu. Și simțim eliberat. Simțim că Dumnezeu ne-a eliberat de aceste poveri. Dar sunt lucruri care le mărturisim și parcă tot batem pasul pe loc. Aș vrea să vă spun ceva. Nu știu dacă este un bon nivel sau un mai puțin bun nivel. Dar acele lucruri trebuie ca să le mărturisim, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, mărturisiți-vă unii altul. Dacă de un lucru nu poți să scapi, nu-l ținea prea mult. Nu-l ținea prea mult. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, atunci când continui să acumulezi păcat, atunci se creează între noi și Dumnezeu un zid de despărțire. Nu că Dumnezeu ar vrea ca să se despartă de noi. Păcatele noastre construiește un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Păcat peste păcat. Cărămidă peste cărămidă. La un moment dat ajunge un zid și noi mai avem părtășie cu Dumnezeu. Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să păzească biserica de asemenea zid. Mă rog lui Dumnezeu că atunci, așa cum am spus, aș vrea să vă încurajez, frați și surori. Dacă cineva vă șoptește la ureche și vă spune nu mai mărturisi că așa nu te mai iartă Dumnezeu, aș vrea să vă spun, este diavol. Dumnezeu iartă și spune cuvântul lui Dumnezeu că El nu obosește iertând. Noi de multe ori obosim să ne mărturisim. Dar El nu obosește iertând. Și aș vrea să vă spun, frați și surori, la încheiere. Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos vrea să aibă părtășie cu noi. Vrea să ne dea bucuria mântuirii. Dar haideți să avem o atitudine
după voia lui Dumnezeu. O atitudine de smerenie, o atitudine de pioșenie și în felul acesta Dumnezeu să-și proslăvească numele. Amin. Amin.